Ce alte skill-uri crezi că ar trebui să aibă un programator ca să fie un programator bun și să facă performanță? În primul rând are nevoie de o gândire destul de logică și de rațională, dar asta se poate educa în timp. Are nevoie să-și țină mintea foarte deschisă, pentru că nu există un singur mod în care poți face un lucru, nu există o strategie corectă, sunt foarte multe și asta cred că ajută cel mai mult atunci când te lovești de tot felul de situații ciudate. Este foarte important să își păstreze pasiunea pentru a învăța alte lucruri noi, pentru că pot să apară vulnerabilități de care trebuie să te ocupi sau apar alte tehnologii care pot să-ți facă viața mai ușoară sau pot să facă lucruri și mai complexe, pentru că de zi cu zi lucrăm cu concepte care sunt foarte complexe, dar în final noi trebuie să le facem cât mai simple. Și atunci și asta mi se pare un punct foarte important.